pe care o urmăresc cu drag la Te Cunosc de Undeva, este următoarea noastră invitată, Carmen Rădulescu. Odată pe hol și odată la Te Cunosc. Odată pe hol. Să rămână. Bună, Ramo. Bună, Ramo. Ai, Ramo, Ramo, te rida. Tararidai, tu. Asta de unde e? Nu, o dansă. Cum, dar nu știi melodia? La, 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 la. Melodie arabească. Arabească, da, s-a prins. N-au jucat pe parlament. Am o melodie pe arabește, eu? Da. Ia o stată, ce șmecheră sunt. Unde? Măcar așa. Trebuie să nu mă așez pe masă. Nu. Întotdeauna o plăcere să fim aici cu tine, la prietenii, și îți mulțumim că ai venit. Suflet. Dacă puteți să mă chemați în fiecare zi, eu nu zic. Pe bune. Ce personaj e mâine la Te Cunosc? Poftim? Ce personaj ești mâine la Te Cunosc? Mâine, Lepa Brena. Oh. Auzi, dar am zis la cineva. Cine? Nu cunosc, n-a jucat nici pe partea mea. Mă scuzați, chiar nu cunosc. Eu am auzit, dar deci am crezut că tu știi. Caut acum, Lepa Brena. Pa Brena, uite aici. Am crezut că tu știi, tot așa am spus Iza. La ce mi-a picat și o cunoștință de-a mea de la Onești, de unde sunt eu. Și zic că mi-a picat, n-am văzut sâmbătă trecută, știi? Ce ți-a picat pentru? Lepa Brena. Ce este asta? Vai. Și acum spui tu, la fel. Actriță, cântăreață, pop, folk din Serbia. Florin, deci ea a fost numită la un moment dat regina sârbilor, tuturor muzicii sârbești. Da. Foarte, foarte iubită. Foarte iubită, foarte cunoscută. Asta știam, dar nu știu să interpretez ceva pe acolo vreodată, niciodată. De ce cu o dată niciodată? De ce spui așa? Nu. Nu mă pricep eu atât de bine. Totul este să și repeți, Dia. Da, am repetat, dar tot degeaba, adică... Eu nu înțeleg, Florina, de ce nu știi. Adică o știu și eu, e una blondă, înaltă, așa ca mine. Are 1,78 ceva. O știi tu. Da, serios? Normal că știu, Florina. Eu știu multe pe care tu nu le știi, că bine, eu le știu. Bine. Ce personaj ți-a plăcut până acum cel mai mult, da, Te Cunosc? Ai avut vreun... Aurelian Temișan. Am văzut, da? Ai văzut? Da. Am văzut pe net. Mai copii, deci tot timpul mi-au spus... Era sacoul lui? Nici de cum. Puțin. Mă strângea, că la un moment dat trebuia să dau din aripi și de asta mi-a dat Temii 4, că eu așa am văzut în videoclip. Așa și zice, asta seamănă cu ta-la-la-la-la-la-la, ta-la-la-la-la-la, nici de cum cu ce fac eu. Da, ok, zic, dar vorbesc de figură. Ce, bă, semeni cu Temișan? Nu, cu Daniele Ordechioaie, cu Florin Călinescu, cu nu știu cine. Florin Călinescu? Nici, da. Zic, mă, cu Florin Călinescu. Zic, și atât ți-a dat? Doar 4 ți-a dat? Doar 4, mă așteptam, zic, mă, dar... Măcar așa te-ai gândit? Măcar așa, că m-am făcut un efort. Da. Exact, am făcut un efort și... Dacă știam, spuneam mai devreme vorba aia, că a fost aici pe la noi și... Da, da, ce mi-a plăcut, că exact în seara când mi-a picat acest personaj, zice, avem de muncit, uite, avem de muncit și de la mine sigur o să ai 12. Aha. Și când am auzit 4 și m-am ridicat, nici n-am mai zis mulțumesc, zic doar atât? Pe bune! Da, asta este. Dar ai vreun personaj pe care ți-ai dori, care ar trebui să-ți pici acolo la ruletă și care ți-ar plăcea foarte mult, pe care ți-l dorești, să zicem? Nu știu. Nu. Nu? Nu. N-ai așa ceva să zici, mă, pe ăla care aș face, chiar n-am inspirație, pentru că am foarte mulți cântăreți la care m-am gândit, dar nu, n-am inspirație. Nu știu acum. Nu mi-aduc aminte. Dar, în orice caz, tot ceea ce mi s-a dat și tot ceea ce îmi va da ruleta, eu le primesc cu drag, le primesc cu seninătate, chiar dacă este foarte mult de muncit. Eu, ca spectator, înainte, n-am pierdut niciun sezon, Florin, nici pe tine, nu te-am pierdut pe nimeni. Și ziceam, știi, criticul din mine... Ce cântă? Da, ăsta putem să-l fac și eu. Da, ăla... nu, uite, n-a făcut așa cu mâna. De acasă acum, se vede altfel întotdeauna. Exact, normal. Acum sunt eu în pielea acestor personaje. Și emotivă cum sunt și am fost toată viața,
dacă fac cu mâna așa, uit textul. Dacă nu fac, dacă nu uit textul... Plus o zi întreagă de filmări și transformări. Plus. Da. Și chestia mișto este, ne amuză fantastic în fiecare zi când avem filmări, că venim dimineața la 9 cu toții. Bună dimineața, bem cafeluța, haideți la machiaj. Rând pe rând, știi, da, cu toate că este o echipă grozavă. Cine și întârzie? Sunt foarte mulți. Și intru în cabină. Zic, mă scuzați, dar nu știu cine e. Știi? Mi se întâmplă tu să fii machiată și nu cu perucă, cine... pe cap, cu tot. Zici, bună ziua, dar nu știu. Am greșit, cabina. Te enervează cineva dintre jurați? Pam, pam. Pe unde? Am văzut ceva în privirea ta. Ce ai văzut? Nu, dar sau nu de este. Care ți-e teamă, hai să zicem. Poate ai simțit de cine, de cine mi este teamă este Cristi Iacob. Chiar cum e Cristi? O teamă de aia, zic, aoleu, ce mă fac acum? Nu. Și Andreea Bălean, pentru că ea este pe partea de coreografie și până acum chiar am rugat-o pe ruletă, zic, dă-mi și mie ceva să mă mișc, să fac un pas, doi la stânga, doi la dreapta, uite așa se învârte fata. Zic, dă-mi și mie ceva să mă mișc, știi? Să mă puncteze și pe da. Mine, Andreea Bălean. Cristi Iacob este o chestie de asta, o actorie plus cântat în același timp. E expresivitate, mimică, tot. Mimică, sincronizare, tot. Ce vorbește Andreea de sincron și de altceva, dar Cristi este până peste. Da, este foarte pretențios. Există ceva cu care te înțelegi foarte, foarte bine acolo? Din concurență sau din juriu? Concurenți. Cu toată lumea mă înțeleg. Cu toată lumea bine? Cu toată lumea. Concurenți? Știi, mi-a mai pus întrebarea asta. Colegi. Dacă este vreunul redutabil, dacă, nu știu... Nu, de fapt, acest show de televiziune pe care îl ador nu este o competiție, nu este un concurs, un show. Este un show, tu știi foarte bine că... Ai fost, te-am urmărit, mi-au plăcut acele travestiuri faimoase, să le căutați pe YouTube. Carmen, ești frumoasă, ești veselă, ești carismatică. Există ceva ce îți lipsește în momentul de față? Nu. Ai tot ce ți-ai dorit? Am tot ce mi-am dorit. S-ar putea să mai fie ceva de care să duc lipsă, dar mă bucur de ce am și primesc cu drag tot ceea ce mi se dă. Nu, n-am să zic, n-am, ce n-am? Nu știu, chiar nu știu. Nu. Hai că spun eu. Ce? M-am auzit că atunci când treci pe lângă magazinele de biciclete, se închid. Ce ai făcut? Da, oamenii de biciclete, închid, da, magazinul când mai fraților, acolo. Deci eu stau aproape de voi, undeva mai jos de Băneasa și într-o zi... Parcul Herăstrău este foarte aproape de mine. Zic, mă duc odată cu bicicleta, mă duc să mă plimb și eu așa o oră. Nu, mi-e urât să mă duc singură, dar mă duc. Mai mamă, așa s-a făcut bordura aia atât de mică, trotuarul pe care... Dar nu este special pentru biciclete. Și m-am oprit într-un stâlp, asta odată, și m-am clătinat. Șaua era prea sus și nu puteam să o dau singură mai jos. Nu râdeți că așa este. Și am dat cu capul în vitrina. Capul într-o vitrină de la farmacie. Fetele s-au uitat la mine, au pus mâna așa pe ceam. Farmacie. Eu zic, e ok. Vă doare capul? Zic, nu. Ajung în parc. Măi, mami, atâta bordura, mă, copii. Mică. Atâta bordura. Capcane s-ar numi astea. Tu taci. Ce capcane? Nu e nicio capcană, păi... n-am văzut-o eu, aveam capcană în ochi. Eu nu știu unde aveam. Și în loc să o iau înainte, zic, mă, intru pe aici, exact la intrarea în Herăstrău, știi? Și dau de ghidon dreapta. Direct în mână m-am trezit, așa, poing. Deci am căzut. Deci unde vă găsește lumea? Acolo oprea autobuzul. Stai puțin, Florin, oprea autobuzul, nu știu care, ce număr. Și toată lumea. Tita mai lungam ca și cu... Noroc, aveam pantaloni. Vai, ce rușine mi-a fost. Ce rușine. Dacă vă plimbați prin Herăstrău, dați-i o mână de ajutor. Dacă o vedeți într-o mână, într-o vitrină, în ciuțul nimeni. Da, de asta mi ești. Ok, bine. Sau dacă o vedeți pe bicicletă, fugiți. Mai povestim cu Carmen Rădulescu. Nu, că știu să merg și iau mâinile de pe ghidon. Îmi pare rău. Cântăm după pauză cu Carmen Rădulescu. Până atunci aveți Facebook unde vă dăm niște invitații. Stați cu noi, ne întoarcem în câteva minute. Oh, grazie, vise. Cu aripi